Noile autospeciale au ajuns ieri în curtea poliției municipiului Slatina. În zilele ce urmează, ele vor fi trimise în județ. Cele 55 de autospeciale vor fi repartizate structurilor operative din cadrul polițiilor municipale, orășenești și comunale, care de acum înainte își vor desfășura activitatea mult mai bine. O parte dintre mașini le vor înlocui pe cele vechi, iar altele vor completa dotările deja existente. Din noiembrie 2014, de când a demarat acest proiect și până în prezent, Inspectoratul de Poliție Olt a mai primit 3 autospeciale Dacia Duster.